Sincer, cred că sunt printre puținii din istorie care cu 3 înfrângeri reușesc să se califice. Abia am mai multe victorii ca înfrângeri la acest concurs și am reușit să mă calific, dar asta este frumusețea sportului și în această cauză și practic acest sport, pentru că mi-aduce o bucurie de fiecare dată când sunt în țarc, deși uneori recunosc și eu mă emoționez mai mult decât ar trebui, dar da, iubesc acest sport și mi-a oferit foarte multe bucurii de-a lungul timpului. Acum calificarea aceasta la Jocurile Olimpice vine după un an foarte greu după această pandemie și pur și simplu sunt fără cuvinte. Este o bucurie de nedescris. Da, mi-am dorit foarte mult această calificare, mai având în vedere că în ultima perioadă am reușit să câștig împotriva unui jucător din top 20 mondial în campionatul Germaniei și reușind asta în an olimpic, prinzi încredere și îți dorești să reușești și la Jocurile Olimpice. Această calificare a venit destul de greu, dar cred că este mai frumos așa până la urmă să reușești în ultimul meci, în ultima zi, când toată lumea este plecată acasă și eu am fost cel norocos. Foarte norocos, pentru că chiar sunt foarte norocos și da, e o mare bucurie. A doua oară. Dar prima oară este o plăcere să particip, te bucur de satul olimpic, dar acum îmi doresc să reușesc și o performanță la aceste jocuri și chiar cred în mine. Sper să încheiem și cu dublu mix, să fiu calificat la două probe și cu siguranță voi da tot ce e cea mai bun să fiu 100% la Jocurile Olimpice. Aș avea nevoie de multe minute, dar în primul rând aș vrea să mulțumesc Federației, Ministerului Sportului, Comitetului Olimpic, întregului staff al federației, familiei, logodnicei mele, prietenilor, absolut suporterilor de acasă care m-au susținut neîncetat. Sper să ne bucurăm împreună de această calificare și să după Tokyo să sărbătorim din nou împreună. Abia aștept să văd logodnica după 2 săptămâni, să-mi iau câteva zile să sărbătorim, pentru că pot spune că împreună am reușit acest lucru, sunt acolo împreună și este o victoria noastră. Da, și este o plăcere să mă întorc să sărbătorim.